Everybody put your hands in the air. Salutare, prieteni! Hai să mai facem un match cu personajele astea de la eventul ăsta, de la Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ia să vedem ce face tipul ăsta. Hai să... așa, îl pun pe ăsta. Și eu activez pe asta ca să-mi dea defensivă. În momentul în care se va ridica acea carte cu fața în jos. A, oricum era destul de mare. Și acum... bam, bam, bam. Normal că... așa. E bună și asta. Ia să vedem ce punem noi acum pe ăsta în poziție de atac. Să-l atacăm pe ăla lui. Care îi va lua încă 500 de puncte. Țoc. Bam, bam, param, pam, pam, pam. Aia e, mă. Hai să vedem acum oare ce pune el. Da, deocamdată doar atât. Hai să tragem și noi carte. Bă, ăsta e bun, e cu 700, 1700. Hai să atacăm cu ăștia doi. Dar mai bine prima dată îi luăm niște puncte din viață cu asta. Nu mai, a, să-mi pun asta în jos, așa, și battle. Hai că nu cred că are ăla mai mult de 1700. A, normal că nu. Opa. A, a tras o carte. Și... minus 1700. Ha, ha. A, e ușor, mă. Wow, ce naiba asta? Wow, mamă, face Exodia, ești prost la cap? Wow, e prima dată când văd asta în jocul ăsta. Ce tare! Wow! Băi, super tare asta! Ok. Așa. Ia să vedem ce primim, mai așa la nivel. Și o carte care... nah. Da. Așa și așa. E de nivel 5 și așa că nu prea... adică cărțile de nivel 5 trebuie să sacrifici un monstru ca să-l pui pe el. O să vă explic eu altă dată. Ia măi... ce tare a fost asta. Ce zice ăsta nu mă interesează. Așa, bla 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 bla, hai. Hai frate, atâtea conversații. Wow. Hai că mai facem un match tot cu ăsta. Pentru că trebuie să-l bat ca să primez niște chestii. Dacă pot să-l bat. Oare va folosi Alexodia? Bine, trebuie 5 cărți. Adică să le strângă pe toate și... dacă ar face 5 cărți în mână, da, poate, poate. Ia să vedem ce am eu aici. Pun pe ăsta în defensivă sau nu. Sau nu, asta e așa. O pun pe asta mai bine. Și ăsta ca să-i dau după aia defensivă. Opa. Bă, bine jucat. Hai, ce carte pică. Care naiba să-l pun? Pă, ăsta în atac, da. Hai să atacăm cartea, poate... așa e că îi crește cu asta. Și așa îi fac atacul mai mare cu 200. Ce are el acolo sub? Oh, piciorul Exodiei, ce tare! Deci nu mai face pe Exodia acum. Asta e ideea. S-a dus piciorul ei, nu mai poate să o fac. Ha, și capul Exodie, băi. Foarte tare. Acum le folosește pe bucăți.
chestii pot fi folosite și separat. O, firar. Băi, eu, ca naiba asta a dat... M-am folosit foarte prost cartea asta. Ce prost am jucat aici. Trebuia să fie deja cu fața în sus cartea ca să-i dau defensivă. Și am dat degeaba lui ăla. N-are nimic. Hai să vedem. Așa, 1600. Hai că poate pot cu ăsta s-a atat direct. Și pasta cu fața în jos. Hai, battle. Da, mă, cu ăsta merge direct. Ai, o dat atacă, ce vorbește atâta. Hai, mă. Bam, bam, mai avem puțin. Bă, faza e că nu mai are cum să fac Exodia, două părți din ea le-a folosit. Da, oricum. Oricum a meritat. Meciul a fost chiar tare. Așa, 1500. Bă, eu cred că o să-l bat. Dacă-i... asta. Hai să, da, atac cu ăsta. După aia atac cu alelalte două. Nu o folosesc, când are treabă. Oricum avea puțin. Opa, ce efect are ea. Am mai tras o carte. Hai, mă, acum. You're finished. Pac, pac. Da, tare meci. În sfârșit l-am bătut pe ăsta. Ce crezi mi-o dă acum? Ia. Aia asta cu nivelul, așa. Și nici o carte. Aiurea. Mi-a dat bani, ok. Oricum. Cam atât. A fost chiar mișto faza cu Exodia. Au fost niște meciuri grozave. Hai mă, ce zici tu aici, etc. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa. A, da. Subscribe, like, share. Pa.